Doar unul din trei candidați care vor să-și obțină permisul de conducere reușește să și promoveze examenele. Astfel, în primele 5 luni ale acestui an, promovabilitatea pentru obținerea permisului de conducere a fost de doar 35%, cele mai mari probleme înregistrându-se la examenele teoretice. În prezent, în județul Satu Mare, sunt înregistrați circa 143.000 de posesori de permise auto.